Bun găsit! Sunt Georgiana Șerban și vă prezint știrile zilei. Reprezentanții Comisiei Europene au inspectat astăzi lucrările drumurilor județene 402 și 302. După ce au efectuat verificările tehnice, comisarii s-au declarat încântați de modul în care au fost efectuate lucrările acestor drumuri, finanțate prin programul operațional regional. De asemenea, comisarii europeni au vizitat și compania unui investitor privat din Oltenița, care a accesat fonduri europene tot prin programul operațional regional. Astăzi suntem prezenți la o investiție a județului Călăraș, finanțată din fonduri europene, axa 6 infrastructură mare, un drum care traversează 6 unități teritoriale administrative, începând cu Curcaniu, Luica, Nana, Sărulești, Tămădău, Fundulea și Belciugatele. Județul a așteptat această investiție care face legătura de la Dunăre cu autostrada și leagă județul Călăraș de județul Ialomița, conectivitate TNT 4, care spunem noi, traversează partea României spre Moldova, continuarea lui din județul Ialomița. Astăzi ne aflăm aici datorită cumulului mai multor factori. Odată voința politică și a administrației de a face acest lucru, de a scoate cumva la lumină și de a aduce conectivitatea comunelor care erau destul de izolate cu rețelele europene de transport. Pe de altă parte, a colaborării foarte bune în cadrul echipelor din Consiliul Județean, dar mai mult de atât din afară, cu specialiștii din cadrul ADR, Sud Muntenia, și apoi și cumva a insistențelor și a seriozității constructorului. La nivelul regiunii noastre, pe programul 2014-2020, am ținut foarte mult să finanțăm trasee, asta însemnând drumuri care să meargă în cel puțin două județe. Mai mult de atât, dacă veți analiza oarecum harta acestor trasee, veți vedea că ele sunt aproape ca o centură în jurul capitalei, dar de drumuri județene. E un proiect de succes, abia așteptăm să vedem pe toată lungimea, dar sunt sigur că, cum domnul primarul a spus, succes de proiecte astea înseamnă că mai multe proiecte cu siguranță vei veni cu noua perioadă de programare. Și așa, succes și mă bucur pentru proiecte ca astea, că sunt foarte, foarte importante să conecteze regiunea. Cred că fondurile europene au modernizat județul Călăraș și continuă să-l modernizeze în continuare. Urmarea conducerii ADR-ului, și cred că suntem mândri că ADR-ul 3 Sud Muntenia are sediu la Călăraș, urmează să finanțăm alte drumuri de infrastructură și nu numai drumuri de infrastructură, și ce înseamnă școli, grădinițe, biserici în județul Călăraș, și să reușim pe viitor și să modernizăm întreg județul Călăraș și să ne conectăm cu celelalte județe din regiunea 3 Sud Muntenia. O familie de bătrâni din București și-a pierdut apartamentul în valoare de peste 260.000 de lei din cauza unor escroci care au reușit să-i convingă pe aceștia să semneze mai multe documente cu pretextul că se vor muta din apartamentul vechi într-o locuință nouă. Mihai Toader, nepotul bătrânilor, a început investigația și a descoperit că nu puțin sunt cei care cer baroului București să-l scoată pe Ionașcu din rândurile avocaților. Pe lângă absența de la termene, nepotul îi reproșează avocatului și faptul că nu le-a predat soților Alboi factura pentru primul contract. El mai spune că, deși în contract era stipulată o sumă mult mai mică, respectiv 1860 de lei, cei doi au plătit 40.816 lei. Astăzi, 23 noiembrie, la Tribunalul Călăraș a avut loc un nou termen al procesului pe care avocatul Daniel Ionașcu l-a pornit împotriva lui Mihai Toader, prin care îi cere nici mai mult, nici mai puțin de 1 milion de euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sunt cazuri de la... Ce scrie o doamnă domnului decan? Am fost și eu victima avocatului Daniel Ionașcu. Am achitat acestuia suma de 1860 lei,
pentru a-mi acorda o consultație juridică, pentru care a însemnat și un contract de asistență juridică, fără ca acesta să-mi elibereze și mie un exemplar din acest contract. Și atunci i-am făcut o plângere penală. Pe parcursul cercetării, avocatul Ionașcu mi-a restituit prin poștă documentele pe care i le-am predat, exemplarul din contract și mi-a restituit și suma integrală de 1860 de lei. Aici avem hârtia cu restituirea sumei. Vă rog, așa cum am dat eu dovadă de corectitudine când mi-ați spus să depun la cec în contul dumneavoastră sumele de 32.000 de lei, plus 1.600 lei pentru informare, în vederea întocmirii contractului de revizuire sentinței date de judecătorie, așa, insist, am dat factura, îi cere factura femeia. Bineînțeles că n-a primit niciun răspuns. Următorul, a plătit acest om 10.000 de euro, iar el, în baza contractului de asistență juridică, l-a executat pe bunuri, pe casă, pe, i-a pus sechestru pe mașină, pe casă, pe terenul. Da, am... Da. Ca să-i plătească întreaga sumă, adică ăștia 2 miliarde jumate. O doamnă care a plătit suma de... 31.972 plus taxa de intrare. Factură pro formă. Da, și oamenii ăștia și alții, zeci de oameni, sute poate, suferă. Rostul acțiunilor mele este să-l opresc fraților, pentru că sunt convins că banii respectivi nu există, eu nu văd șanse să-i obțin, pentru că nu cred că îi va da. Ați făcut vreodată la barou? Am făcut, bineînțeles, și nu numai eu. Uite, toate persoanele astea au plângeri la barou. Lucrurile merg foarte, foarte greu când e vorba de autorități. Contactat pentru un punct de vedere pe numărul de telefon al avocatului, a răspuns o secretară care ne-a comunicat că îi va transmite acestuia solicitarea noastră. Până la difuzarea acestui material, avocatul Daniel Ionașcu nu a transmis un răspuns. Sportivii legitimați la CSM Călărași reușesc să obțină 2 medalii la ultima competiție rezervată juniorilor în acest an. Sportivii Alberto Borlan și Gabriel Leon Ivan, antrenați de frații Valentin și Georgian Angel, au luptat cu ambiție pentru a obține medalii cât mai strălucitoare la campionatul național de juniori, iar la final au reușit să obțină o medalie de argint și una de bronz pentru boxul călărășan. Încă o dată învingători, încă o dată pe podium, așa cum ne-ați obișnuit. Muncim pentru lucrul ăsta, ne dorim să ajungem la fiecare competiție pe podium. Din fericire pentru noi, cât și pentru iubitorii sportului din orașul Călăraș, și reușim acest lucru. Ce medalii am obținut? În perioada 7-14 noiembrie s-a desfășurat la Brăila ultima competiție rezervată juniorilor pe anul 2022. A fost campionatul național de juniori, competiție unde Clubul Sportiv Municipal Călăraș a participat cu 2 sportivi, pregătiți de mine și de fratele meu. Borlan Alberto a obținut medalia de argint la categoria 48 de kilograme, iar Ivan Gabriel Leon a obținut medalia de bronz la categoria 66 de kilograme. Sunt 2 copii fără o experiență extrem de mare, sunt 2 copii aflați la primele lor campionate naționale. Ivan Gabriel a obținut medalia de bronz la categoria 66 de kilograme, categoria cu cei mai mulți participanți din competiție, el aflându-se în primul an de juniorat. Sperăm ca la anul să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Iar Borlan Alberto a reușit să obțină medalia de argint după un meci extrem de disputat împotriva unui sportiv component al Centrului Olimpic. Un meci extrem de echilibrat în care doar lipsa de experiență și poate... faptul că nu a avut suficiente meciuri de pregătire a făcut ca el să nu fie pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Sunt sigur că medalia de aur e doar o chestiune de timp până când va fi atât obținută de Borlan Alberto cât și de Ivan Gabriel. Felicitări, băieți! Medalie de argint. Da, am obținut această medalie de argint după o finală la care a fost foarte strânsă. A fost greu? Mereu te întreb, de fiecare dată când vin aici și ne întâlnim, te întreb dacă a fost greu. Pentru că mie mi se pare foarte greu ceea ce faceți voi. Da, a fost cam greu cu școala și astea, dar m-am descurcat, zic eu.
și sper la anul să fiu campion. Ce planuri ai? Vreau să mă pregătesc mult mai bine, să muncesc foarte mult și sigur va ieși ceva din box. Medalie de bronz, felicitări! Mulțumesc! A fost o competiție reușită, luând în vedere evoluțiile mele trecute. Am avut două meciuri, am câștigat două meciuri și în semifinală nu am mai putut boxa din cauza unei accidentări la mâna stângă. Fiind și primul an de juniorat, e bine, e bine. La anul vreau să urc pe prima treaptă a podiumului, deoarece sunt junior mare și vreau să particip și la campionatele europene și să reprezint România. Ăsta e un vis al meu. Află tot ce contează în Călăraș și nu numai. Privește Canal Sud TV. Citește Observator de Călăraș. Ascultă Radio Voce Scampii. Actualitate, divertisment, monden, reportaje. Privește, citește, ascultă. Fii informat. Canal Sud Media. Începând cu data de 1 decembrie, ora 18, se vor aprinde luminițele și se va simți gust de sărbători pe esplanada Consiliului Județean Călăraș. Târgul de Crăciun va fi deschis pentru prima dată până pe data de 9 ianuarie. Surprizele nu se opresc aici. Organizarea va fi cu totul alta. Pentru a intra în spiritul sărbătorilor, nu vor mai exista clasicele tarabe cu grătar și va fi interzisă amplasarea altor standuri în afară de rulote și căsuțele specifice. Târgul de Crăciun anul acesta este organizat de Consiliul Județean Călăraș prin Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, în parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraș. Încă o dată ne-am unit forțele, pentru că îndeți mulți puterea crește și cu siguranță lucrurile vor ieși frumoase. Târgul va începe, se va deschide la 1 decembrie, ora 18, atunci vom aprinde luminițele și îl vom avea deschis. Acum am hotărât să prelungim un picuț perioada până pe 9 ianuarie. Căsuțe pe platou 11 cu comercianți și pe șoseaua Sloboziei, partea cu prefectura, vor mai fi comercianți. În curtea prefecturii vom avea carusele pentru copii și tineri. Pe 1 decembrie și după aceea, în fiecare sâmbătă și duminică, o să avem spectacol la scenă afară cu artiști și, bineînțeles, Revelionul în data de 31 spre 1. Este un eveniment foarte mare, nu se face peste noapte și nu de un singur om. Adică dacă nu ai o echipă și mai mulți oameni și să vină cu idei și să colaborezi, nu ai cum. Dar eu sunt sigură că va fi cel mai mare eveniment al Călărașului, pentru că este și o durată mare, este și bogat în foarte multe evenimente și cu siguranță va fi minunat. Cel mai așteptat eveniment muzical din Focșani, Festivalul de Muzică Ușoară Românească Florentin Del Mar, s-a desfășurat în perioada 18-19 noiembrie la Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia. Călărașul a fost reprezentat de Catinca Leu, membra a grupului Flores Campi al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș, și a obținut din partea juriului condus de compozitorul Horia Moculescu trofeul Festivalului de Muzică Ușoară Românească Florentin Del Mar. Îmi place să cred că ți-am purtat puțin noroc, pentru că ți-am urat succes din tot sufletul și ai venit învingătoare. Da. Am participat la concursul Florentin Del Mar de la Focșani. A fost o experiență minunată și mai minunat a fost că m-am întors acasă cu trofeul. Din câte știu, n-a fost un concurs foarte ușor. Câți participanți au fost? Au fost 15 participanți, la preselecție au fost 32 și în finală a fost o luptă crâncenă pe care eu am câștigat-o. Din câte știu, l-ai detronat pe câștigătorul Flori de Mai de anul acesta și... Da, așa s-a întâmplat.
Nu mă așteptam, pentru că este un adevărat cântăreț cu foarte multă experiență. A cântat în foarte multe concursuri și le-a câștigat pe majoritate. Tu ai mai participat la acest concurs? Nu este prima oară, pentru că până acum limita de vârstă era de 15 sau 16 ani, dacă nu mă înșel, și acum au coborât la 14. Ce urmează să faci pe viitor? Am câteva spectacole în viitor la care am fost invitată să cânt. Concursuri nu prea mai am. Te întrerup, spectacolele sunt în Călăraș? Da. Spune-le, ca să fim prezenți. Ok, da, primul spectacol va fi pe 1 decembrie. Voi cânta imnul în deschiderea târgului de Crăciun de aici. Și cam atât, din câte știu, am mai fost chemată să cânt la Buzău, la un spectacol, și văd ce îmi rezervă viitorul. Astăzi, în sala Barbu Șirbei din Călăraș, a avut loc un spectacol senzațional de magie. Sosiți din călătoriile lor în lumea minunățiilor, trecând cu bine peste toate obstacolele, Zâna Clopoțica și Peter Pan au adunat cele mai frumoase activități pentru copii. Spectacolul de astăzi. Bine. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Când a fost fata în cutie. Da. V-a plăcut spectacolul? Da. Mai veniți? Da. Ce v-a plăcut cel mai mult? Mie mi-a plăcut când a făcut magia, că a plutit masa. Și mie la fel. Și mie îmi place câinele. Cum a fost spectacolul de astăzi? Bine. Ai mai fost la un așa spectacol? Nu. Și ți-a plăcut, mai vii? Da. Am avut pe sală un spectacol dedicat copiilor, se numește Tinkerbell și Peter Pan. Au fost 3 reprezentații, una la ora 8:30, una la ora 10 și una la 11:30. Promovarea s-a făcut prin școli și grădinițe, doamnele învățătoare și doamnele educatoare sunt dornice să vină cu copiii în grupuri organizate. Ei sunt foarte bucuroși să participe la activități în afara claselor, în afara instituțiilor de învățământ. Este un spectacol atât de magie, cât și de poveste. Este o combinație între povestea lui Peter Pan și cu multe momente și elemente de magie. Este o producție a magicianului Cezar Bălășoiu. Ce ți-a plăcut cel mai mult la spectacolul de astăzi? Mi-a plăcut Zâna. Ai mai fost la un spectacol așa frumos? Nu. Și vei mai veni? Da. Cât de mult ți-a plăcut? Ia spune. Mult, 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 mult. Ți-a plăcut spectacolul de astăzi? Da, mi-a plăcut. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut când a venit piratul și l-a strigat pe cățel. O să mai vii la un spectacol? Da, să mai vii.
O nouă competiție sportivă de squash s-a desfășurat zilele acestea. Romanian Open Squash 2022 a fost un real succes pentru lotul național. Două dintre jucătoarele călărășene de squash, Andreea Gheorghișor și Alexandra Gheorghișor, au obținut locul 1, respectiv locul 3, la categoria pro. Cu fiecare competiție desfășurată, jucătorii dovedesc faptul că evoluează de la un meci la altul. Știrile zilei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să accesați site-ul canalsud.ro pentru a fi la curent cu informații proaspete din toate domeniile de interes.